Bun găsit, camarazi, prieteni, urmăritori și potențial cititori! Iată-ne ajunși și la acest moment important, partea proiectului meu dedicat celor care au servit patria sub drapel, precum și celor care încă o mai fac sau o vor face în viitor. Este vorba de lansarea oficială a romanului Vieța Manetate. Da, am scos de curând de sub tipar prima serie a romanului, supranumit de mine istoric, de ficțiune îndoielnică, care s-a epuizat în numai o săptămână de la primul anunț, iar pentru asta vă mulțumesc cu recunoștință. Situația internă și internațională mă obligă să procedez la o lansare online, mai atipică, dar destul de potrivită în aceste vremuri grele și oarecum triste. Mi-aș fi dorit să fac această lansare alături de prietenii și camarazii cu care mi-am împletit destinul în locuri care mi-au marcat existența și de care voi rămâne veșnic legat. Mi-aș fi dorit poate ceva mai amplu, ceva chiar mai festiv, mai lipsit de distanță socială. Poate chiar un turneu, o întâlnire cu cititorii prin București, prin țară, pentru a-i cuprinde pe cei care mi-au fost aproape de-a lungul vieții. La Breaza, la Sibiu, la Buzău și Cluj, la Constanța Oriaș, la Timișoara, Mangalia și Iorășeni. Poate se va întâmpla, dar mai prin toamnă. Așa cum spune o vorbă din popor, meletarul meletar și se adaptează. Iată-ne online, pe canalul YouTube al pensionarilor militari, denumit generic Liga TV, operaționalizat tehnic de vreo 2 ani, dar care zace cam nefolosit. Din lipsă de personal. Începând de mâine, voi trece la distribuția către cei care au comandat romanul în ordinea dictată de principiul FIFO. First in, first out, adică primul venit, primul servit. Având prioritate totuși cei care au achitat în avans. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Vă rog respectuos să-mi confirmați că l-ați primit, iar cei care încă nu ați trimis datele solicitate prin mesajul meu de acum câteva zile, vă rog să o faceți cât mai repede cu putință, pentru ca expedierea să se realizeze fără probleme. Revin după o scurtă pauză muzicală, vă las în compania lui Ion Rață și a frumoasei sale melodii, baza videoclipului următor. Un drum mai lung decât destinul, abia la capăt s-a evit seninul. O stea în plus pe epoleți și un pluton format din brad băieți. Cizmele de vreme lustruite, oglindă tâmplei încărunțite, cu pieptul deschis înainte, cu fruntea vorbesc cuvinte. Sunt cel care am fost și care am să fiu, sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez al țării ofițer. Neprihănită-i dragostea de întâi, nestăvelit e dorul de copii. Eternitatea cade peste țară, necântărită e a ei povară. Pe umeri ne descade onoare, de a zâmbi chiar și atunci când doare, de a rezista când nu se mai rezistă, de-a lacrima ascuns într-o batistă. Sunt cel care am fost și care am să fiu, sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez al țării ofițer. Ai țării feciori, ai țării străjeri,
se duc uneori, acești ofițeri se duc pe o vară, se duc pe un an și cad pentru țară, și cad pentru neam. Sus, patrie, sus, mulți dintre noi s-au dus și mulți dintre noi vor reveni, te vor slăvi, te vor slăvi, te vor slăvi. Ei sunt pe pământ, ei sunt și în cer, iar numele lor e de ofițer, cu pieptul deschis înainte, cu fruntea vorbesc cuvinte. Sunt cel care am fost și care am să fiu, sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez. Sunt cel care am fost și care am să fiu, sunt omul la post, soldat la chipiu, cu inima pe tera, cu sufletul în cer, cu mâna la chipiu vă raportez. Al țării ofițer. Revenit, dragii mei. Sper că mesajele de promovare v-au stârnit suficient curiozitatea și că cei mai mulți se vor regăsi în romanul meu. Sigur, nu-i voi mulțumi pe toți, iar pentru asta îmi pare sincer rău. Dar doar pentru partea mea de vină. Îmi asum subiectivismul. Referitor la conținutul romanului, mi-am exprimat câteva gânduri introductive menite să clarifice din start unele aspecte. Le veți găsi detaliate în carte. Poate se cuvin doar câteva precizări privind titlul. Am plecat de la Servesc Patria, am poposit o vreme la Troc cu țara, am cochetat puțin cu țară-țară vremostași și m-am oprit la Viețea Manetate, pentru a fi cât se poate de tranșant, chiar abrupt și pentru a sublinia apăsat particularitatea de netăgăduit a vieții și carierei militarilor. Militarul este singurul care își amanetează viața patriei și poporului său. Din păcate, unii uită acest lucru. Mi-am propus ca în roman să povestesc despre noblețea și bucuriile, despre privațiunile și dificultățile carierei militare, cu ajutorul unor personaje fictive, ale căror vieți se intersectează în mod fericit de-a lungul unei călătorii în timp, peste două generații. Orice asemănare cu realitatea este pur întâmplătoare. Dedic cartea mea tuturor celor care au cinstit cariera militară cu onoare și demnitate. Mulțumesc familiei, prietenilor și cunoscuților, celor cu care mi-am intersectat destinul și care și-au pus din plin amprenta asupra vieții mele în toate etapele acesteia. Chiar și celor care m-au mai supărat uneori. Le mulțumesc și le rămân recunoscător celor care au servit drept model pentru personajele romanului și m-au ajutat în procesul de documentare, iertare celor pe care nu-i voi mulțumi. Există și proiecte de viitor, dar despre asta vom vorbi după ce voi primi feedback-ul la Viața Manetate. Vă salut cu pioșenie și modestie și vă îndemn militărește. Faceți ca mine! Să nu uit! Fiți indulgenți totuși cu mine. Nu sunt nici Balzac, nici Dostoievski, nici Sadoveanu, nici măcar Cărtărescu ori Marin Neacșu. Te salut, Marine! Lectură plăcută și vizionare plăcută în continuare. În încheiere, un scurt videoclip
care reflectă starea și preocupările unor pensionari militari, un avertisment celor care își permit să umilească militarii. Și apoi, noapte bună tuturor! Vă mulțumesc pentru participare! Noi suntem cei care am jurat, cu bună credință, cu mâna pe lancea sfântă a drapelului de luptă. Noi ne-am asumat prin jurământ sacrificiul suprem. Noi ne-am pus chezășie sângele și viața pentru apărarea pământului strămoșesc, pentru apărarea independenței și suveranității patriei. Noi am jurat cu demnitate și onoare pentru demnitatea și onoarea de militari. Noi nu am jurat credință niciunui tratat, nici celui de la Varșovia, nici celui al Atlanticului de Nord. Noi am jurat credință nestrămutată poporului român și patriei noastre, România. Noi ne-am asumat privațiuni, greutăți și interdicții imposibil de acceptat de alte categorii sociale. Noi am primit atunci, la schimb, respectul și încrederea semenilor noștri. Armata a constituit dintotdeauna reazămul de nădejde al României, atât în vremuri de răstriște și de grea cumpănă. Aproape 30 de ani au trecut de atunci. Ce s-a întâmplat în această perioadă? Cine atentează și lovește sistematic în valorile fundamentale ale oștirii române? De ce onoarea și demnitatea militară sunt denaturate și țintuite la stâlpul infamiei? Stop umilinței! Opriți discriminarea militarilor români! Reparați nedreptățile legislative la care militarii români sunt supuși în mod nemeritat! Forumul structurilor asociative ale militarilor români cere parlamentarilor să înceteze atacurile mărșave la adresa militarilor. Stop umilințe! Domnilor parlamentari, procedați în regim de urgență la abrogarea articolului 7 din ordonanța 59 și a articolului 40 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57. Ridicați corpul de militari, de la gradul de soldat până la cel de general, din coada grilei naționale unice de salarizare, acolo unde se află în prezent, pe un loc onorabil. Oferiți respectul și considerația militarilor activi, în rezervă și în retragere, pe măsura sacrificiilor asumate de aceștia. Așa să vă ajute Dumnezeu!